Ești capabilă să creezi istorie, deși ești greu de înțeles. Pe de-o parte, dintre toți vărsătorii, ești cea mai atentă la relațiile personale și, pe de altă parte, ești un tip de neconformist care nu tolerează restricțiile și nu vrea să se alăture celorlalți. Atitudinea ta și abordarea inovatoare sunt direcționate spre interacțiunea cu ceilalți deoarece înțelegi perfect oamenii și motivele lor. Poți avea un corp sportiv care te ajută să reziști unor mari eforturi fizice. Expresia sexuală și senzuală este de mare importanță pentru tine, dar trebuie să ai o măsură rezonabilă în căutarea iubirii pasionale. Relațiile armonioase cu cei dragi te vor ajuta în dezvoltarea personală și spirituală. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: democrație, încredere, visătorie, sociabilitate, reformism. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțat te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Tu nu urmărești și nu ții cont de cadre, tipare, restricții, iubești originalitatea. Prin natura ta, universul te-a dotat complet cu talente, permițându-ți chiar și schimbarea cursului istoriei. În ciuda semnului zodiacal, ești foarte atentă la relațiile personale, ceea ce nu corespunde cu vărsătorul clasic. Ai vederi foarte largi și iubești să inventezi o abordare non-standard chiar și pentru lucrurile standard, ești bine pregătit în psihologia umană și nu permiți altora să te inducă în eroare. Tu demonstrezi atât o nevoie mare, cât și capacitatea de a fi popular în mediul tău social. De fapt, tu ai nevoie doar de recunoaștere entuziastă de la cei care nu sunt indiferenți față de tine. În ochii celorlalți, ai putea arăta ca un om norocos care a primit atâta atenție de la astrele de pe cer. De fapt, tu nu ai încredere în sine, suferi de subestimarea importanței tale și, prin urmare, ai nevoie de lauda altora ca un fel de masaj stimulator al propriului tău ego. Ca nimeni altcineva, trăiește o nevoie indestructibilă de a fi iubită. Motivul pentru popularitatea ta este ascuns nu numai în aspectul tău plăcut, ci și în sociabilitatea cu care ești dotată dincolo de măsură. Ești capabilă să generezi idei care mobilizează o întreagă echipă. Poate că lipsa exigentei și accesibilității inerente ție le permite celor din afară să încerce uneori șocul de a familiariza cu tine. Cu toate acestea,
Încrederea pe care o induci în ceilalți te ajută adesea ca lucrurile să meargă bine și te protejează de critici și acuzații atunci când planurile tale nu reușesc. După cum se știe, viața celor care prețuiesc gloria conduce adesea la un rezultat complet opus, nerecunoaștere. Acest lucru se aplică în întregime și ție. Nerecunoașterea pentru tine este extrem de nedorită deoarece îți atinge vanitatea. Dar vanitatea trebuie depășită pentru a recâștiga sau a menține o poziție socială. De aceea nu ar trebui să mergi prea departe, chiar până la schimbarea atitudinilor, găsirea de noi prieteni, chiar schimbarea aspectului tău, doar de dragul vanității. Cu toate acestea, astfel de acțiuni sunt destul de explicabile, ești ca o floare care ajunge la soare pentru plăcere. Natura ta este mai luminată și se schimbă în timp, însă poziția ta de viață rămâne neschimbată și unică. În cele din urmă, tu poți depăși nevoia excesivă de recunoaștere, concentrându-te asupra propriei valori intrinseci. Este important pentru tine să stabilești cât de utilă ești pentru familia și societatea ta. În timp ce o astfel de decizie nu a fost luată de către tine, te poți concentra pe numeroase distracții. Poate că cea mai practică opțiune este de a trăi pur și simplu în armonie cu ceilalți. Nu este ușor, dar încercând să îndeplinești o astfel de sarcină, vei înțelege. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești prietenoasă, inteligentă, curioasă, foarte sociabilă, gata să vorbească despre orice, uneori chiar și dincolo de măsură. Și ești capabilă să generezi o varietate de idei și ceea ce este interesant chiar le aduci la un final logic. Cum afectează data de 6 februarie soarta ta? Te bucuri de simpatie și respect printre prietenii tăi. Ai nevoie într-adevăr de admirația și aprobarea prietenilor tăi. Din partea celorlalți ai putea fi văzută ca favorizată sorții și înconjurată de iubirea universală. Dar în profunzimile sufletului tău, ești mâncată de un vierme de îndoială despre propria ta infailibilitate, numărul de neajunsuri ale tale pare enorm pentru tine, și că meritele tale sunt exagerate. Pentru a menține încrederea în tine însăți, ai nevoie de o confirmare constantă a propriei tale unicități, dovezi ale iubirii și recunoașterii altora, exprimate în admirația lor. Aspectul tău plăcut contribuie la popularitatea ta, precum și la sociabilitatea ta. Ai idei care ți se rotesc în cap, suficiente pentru toți angajații care lucrează cu tine. În relația cu oamenii, te comporți simplu și în mod natural, ceea ce îi determină să aibă încredere în tine și să atragi interlocutorii. Oamenilor le vorbești cu ușurință și uneori mai degrabă arogant. Relațiile prietenoase cu ceilalți te ajută în munca ta și, chiar și în caz de eșec, te protejează de condamnarea și acuzațiile colegilor și superiorilor tăi. Este clar că soarta nu ne dă întotdeauna ceea ce ne așteptăm. Iubești faima și recunoașterea, dar poți rămâne în uitare și sărăcie. Iubirea ta de sine suferă teribil de pe urma exilului nemeritat. Dar, pentru a-ți recâștiga poziția anterioară, trebuie să-ți depășești complexele, să-ți reconsideri opiniile și să devii mai independentă de opiniile altora. Cu toate acestea, nu ar trebui să te grăbești la cealaltă extremă, să-ți schimbi drastic aspectul sau să modifici cercul social. Schimbarea trebuie să vizeze dezvoltarea spirituală și perfecțiunea. Trebuie să crezi în tine, în virtuțile tale și să faci pe alții din jurul tău să te urmeze ca într-un lanț de comandă. Valorile și idealurile spirituale la care trebuie să aderi, trebuie să rămână neschimbate toată viața. Nu ar trebui să cauți aprobarea celorlalți și să mergi după fantoma gloriei. Trebuie să acorzi mai multă atenție propriei familii și să încerci să obții succes în activitatea ta de lucru. Trebuie să înțelegi scopul tău în această viață și să te deplasezi în această direcție. Un mic răgaz te va ajuta, de asemenea, să îți realizezi adevăratul rol în această lume. Trebuie să nu te mai gândești numai la tine și să manifesti mai mult interes față de ceilalți și față de afacerile lor. Este posibil ca aceștia să aibă nevoie de înțelegere și sprijin. Dacă nu ajuți pe ceilalți atunci când ai nevoie, nu vei primi ajutor de la nimeni.
Recunoașterea și onoarea nu vor veni de la sine, trebuie să lucrezi foarte mult la aceste lucruri și uneori să-ți sacrifici interesele, dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești un prieten devotat și iubitor. Parteneriatul joacă un rol important pentru tine, pentru că ai o fire romantică, datorită căreia vă bucurați de curte reciprocă. Într-o alianță pe termen lung, vei face totul pentru a te adapta partenerului și te aștepți la fel în schimb. Compatibilitatea în dragoste și familie pentru tine este cu balanță, Săgetător și Gemeni. Cu acești bărbați ai șanse bune pentru o căsnicie fericită. O căsnicie de succes este, de asemenea, destul de probabilă și de promițătoare cu berbecul, leul și peștii. Deși există un singur lucru, trebuie să se împărtășească unul cu celălalt. Nu ești compatibilă cu semnele Taur, Rac, Scorpion, Fecioara, Capricorn și Vărsător. Este puțin probabil ca ei să te înțeleagă mult timp, văd viața foarte diferit și se referă diferită la ea. Deși totul este posibil, dacă vreunul îți este înscris pe astrograma natală, locuri de muncă și carieră. Pentru tine, popularitatea este foarte importantă, cel puțin într-un cerc îngust, la fel este și atenția pe care o poți acorda, atenția față de persoana ta și, în cele din urmă, dragoste. Toate acestea, desigur, vorbesc despre complexe adânc ascunse și despre îndoială de sine. Imaginea pentru care lupți atât de mult este o persoană frumoasă, de succes, care a prins fericirea de picior și este mereu norocoasă. De aceea ești foarte lacomă de lingușire, este important ca tu să primești feedback și aprobare din partea celor din jurul tău, pur și simplu nu ai suficientă încredere în evaluarea ta proprie. Ești foarte sociabilă și, în cele din urmă, frumoasă, pentru că ai grijă de tine însăți. Acesta este secretul popularității pe care îl cauți cu disperare. Astrele te sprijină și îți permit să generezi idei cât o întreagă echipă. Colegii sau superiorii tăi vor trebui doar să elimine excesul și să selecteze ideile adecvate. Prețuiești atenția celorlalți, dar fără un respect deosebit. Dar ești atât de speriată de pierderea dragostei publice încât ești dispusă să permiți orice fel de recurs. Există câteva avantaje în acest sens, ești lăudată dacă totul merge bine și nu ești învinovățită dacă s-ar întâmpla ceva, pentru că ești prietenă cu toată lumea și te bucuri de încrederea echipei. Pentru tine, recunoașterea și evaluarea colegilor și șefilor sunt foarte importante, fără ele pur și simplu nu înțelegi viața și sensul muncii. Sănătate și boli. Tu ești foarte îngrijorată de apariția ta, mai ales dacă este asociată cu imaginea ta în societate. Dacă dorești să-ți păstrezi aspectul sănătos, atunci ar trebui să acorzi prioritate produselor naturale și cosmeticelor care nu conțin aditivi artificiali. Nu ar trebui să încetezi să lucrezi pe tine însăți chiar dacă te lași distrasă de stimuli externi. Pentru tine, aspectul prezentabil înseamnă mult, deoarece afectează în mod direct imaginea ta. Pentru a face pielea să pară tânără și sănătoasă cât mai mult timp, utilizează numai ingrediente naturale și mănâncă produse naturale proaspete, evitând chimicalele și mâncarea fast food. Ai întotdeauna grijă de tine, alternează munca și relaxarea. Prin natura ta, ai o constituție sportivă, ceea ce îți permite să suporți mai ușor stresul și oboseala. Pentru tine, sexul obișnuit este important, însă în căutarea celui mai bun partener nu ar trebui să mergi în pionierat, uitând plăcerile senzuale. Soarta și norocul ursitoare le-au lăsat scris că ești indecisă, timidă, neprotejată, că te confrunți cu dificultăți și nedreptăți. Nu știi cum să-ți aperi opiniile și poți intra sub influența unor oameni mai hotărâți și mai puternici. În viața ta, aceste lucruri poate crea multe dificultăți pentru tine și în timp poți dezvolta multe afecțiuni, deoarece depresia poate fi prezentă. Trebuie să înveți să ai încredere și perseverență în situațiile de viață, să-ți schimbi caracterul, să devii mai hotărâtă și fermă. Dacă te vei schimba, vei reuși în viață, vei putea să câștigi un capital decent. Sfaturi pentru tine.
Fii tu însăți, nu încerca să te adaptezi la opinia publică. Este imposibil să îi mulțumești pe toți. Găsește-ți sinele adevărat și nu permite să fie suprimat. Realizând adevăratele tale dorințe, vei realiza mai multe decât să faci lucruri pentru care sufletul tău minte. Încearcă să nu acționezi împotriva conștiinței tale, iar gloria însăși te va găsi, dacă aceasta este destinată să fie. Pentru a scăpa într-o anumită măsură din capcana așteptării unei aprobări constante de la alții, ar trebui să te concentrezi asupra naturii tale și beneficiile tale ar trebui măsurate prin nevoile rudelor și membrilor familiei tale. Nu fugi de tine în divertisment constant. Trebuie să stabilești ce înseamnă să-ți fie nevoie de oameni și de societate și să încerci să te realizezi în acest domeniu. Poate ar fi suficientă doar să trăiești în armonie cu ceilalți. Este mult mai dificil decât pare și această cale te va învăța că respectul și lauda sinceră de la ceilalți oameni sunt imposibile fără sacrificiu de sine și sacrificiu în partea aspirațiilor și intereselor tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.